Vremea imprevizibilă din această perioadă ne determină să ne adaptăm programul în funcție de capriciile ei. Dar indiferent de prognoza meteo însorită, noroasă sau ploioasă, important este să ne petrecem timpul liber într-un mod cât mai plăcut, dar și util. Hunedoara 1 TV vă vine în sprijin cu câteva sugestii privind unde și cum vă puteți relaxa în acest weekend. Sâmbătă 18 mai sunteți așteptați la Castelul Corvinilor, la Noaptea Muzeelor. De la ora 21 este intrarea gratuită în incinta Muzeul Castelul Corvinilor, unde puteți vizita castelul, Casa Breslelor și expoziția permanentă de arheologie, pre- și proto-istoria Hunedoarei. Concerte, videomapping, prin intermediul căruia vom afla astfel povestea Corvinilor proiectată pe fațada celui mai frumos castel din România. Lasere, DJ și festival Valul Luminii, adică Gulguțele Cercetașilor. Ce mai petrecere până la miezul nopții și inedit, jucătorii Corvinului vor aduce la castel cupa câștigată în urmă cu câteva zile. Duminică 19 mai la Casa de Cultură din Hunedoara, Centrul Cultural Corviniana, Analia Selis și invitații săi din Argentina prezintă publicului hunedorean turneul național Tango Autentico. Turneul marchează 20 de ani de carieră artistică în România și 10 ani de când Analia Selis și-a dedicat întreaga activitate tangoului, fiind recompensată în 2022 de Comitetul Interministerial Argentinian cu distinția de Country Brand Ambassador. Sau puteți vizita expoziția organizată de Muzeul Civilizației Dacice și Romane în parteneriat cu Muzeul Național de Istoria României, omagiu Avram Iancu, 200 de ani de la naștere, deschisă publicului până în data de 14 iulie. N-ar fi rău să dați o fugă și în natură, într-o mică excursie cu mașina pe la cetățile dacice sau cu bicicleta pe traseele special amenajate de iubitorii sportului pe două roți, poposind la pensiuni pentru o masă bună în mijlocul naturii cu bucate ca la mama acasă. Pe traseul de întoarcere puteți să vă odihniți trupul și să vă bucurați ochii și sufletul vizitând expoziția de grafică și pictură Zbor deasupra unei viziuni la Galeria de Arte din Hunedoara, semnată de artistul craiovean Florin Grădinaru. Lucrări de grafică, în special realizate în tehnica pastelului, cu precădere selecționate din ultimii 3 ani. Expoziția de pictură poate fi vizitată până la 23 mai la Galeria de Arte din municipiul Hunedoara.